motivul Maria la de ce e supărată. Să mă dacă înțeleg motivul cum la ta. Că, domne, nu e bine, că de-alea ca la pușcărie, domne, trebuia să-mi spui când la conserva, că normal nu s-a făcut plata, că a fost șan și duse și lumea a văzut parandărât. Aiurea, deci niște motive, bă, deci, aiurea, eu tot ca o să înțeleg. Bă, sunt frații noștri, eu, na, internetiți de aici, vechi. Și le-am ascultat așa părerile, băi, frediloiule, bă, sunt supărați rău de tot. Crisule, să mor eu dacă vrea să vă pupe la rând, dacă eu zic ceva, pe eu am marfe de-astea de internetiz nebun, de ce te-ai pupat cu ăla? Sau de ce te-ai băgat în seamă cu ăla? Pe eu sunt paranoia ca așa, mă, frate meu. Ce ai, mă, să mor eu? Deci poate să pupe cu cine vrea, mă, să facă ce simte ea. Ce, are de-astea e ca la calorifer cu obligații? Aici e fără obligații, mă, Crisule, ce ai? Ai înțeles, mă, Fredule? Și a început discuțiile. Bă, dar nu ne spunea pe alea bune deloc. Dom'le, că nu-i frumos, că nu știu ce căcutare, că Angelica nu știu cum, că s-a făcut nu știu ce, că normal Angelica e sora mea, că ea nu are voie, că, vezi, doamne, ea e târfă, că aia nu știu ce. Bă, stai, mă, puțin, că nu mai înțeleg. Care e problema aici? Și uite cum au ieșit discuțiile, băi, Fredi. Una peste alta, să înțelegi cum e treaba. Deci, Alarhi, prințesa de la calorifer, este păgoană cu contele Ryan. Ai înțeles acum cum e treaba cu caloriferul, fratele? Ca să înțelegi cum e treaba. Și acum nu mai avem doar două prințese pe Snow Princess și pe Elena. Avem trei prințese la de la calorifer la noi, frate meu. Ai înțeles cum e treaba? Deci s-au mutat prințesele de la calorifer la interlopi. Dar nu mai, deci, fii atent! Le-a renegat caloriferul, nu mai are rang de prințese, acum le-a dat rang de târfi, ca așa vor ele. Dar noi, frate, le ținem tot pe rang de prințese. Ăsta de ham-ha, latră pe priva pe la monia, latră pe priva pe culo, pe culo îmi bagă nimeni în seamă. Fii atent ce fac cu tine, cățel Alin. Dacă vrei să te împrietenești cu noi, bă, n-auzi, dacă vrei să te împrietenești cu noi, vorbesc serios acum. Știi că Ryan, când vorbește ceva, e corect. Dacă vrei să te prietenești, să ții înapoi onoarea de DJ, să concurezi cu DJ Eli, te lăsăm să bași și Radio Ardealul aici, te lăsăm să faci, să-ți faci talentul cum trebuie, dai drumul la trivia. Că prințesa de la calorifer care juca trivia, nu se mai duce acolo. Și vreau să mă arăt ce mai spus, să punem trivia, să se joace și a trivia. Deci nu pentru nimic, chiar mă mor de trivia, pentru că eu la microfon mă doare în pulă, nu mă întreabă. Ce zici? Ce? Da, aici are dreptate și Edi. Să-mi bag pula în băiatul Monia, dacă vă mint. Să-i leau pe Cariș. Băi, v-ați găsit jucărie cu mine. Ba pula mea la scada jos, să ba pula mea de coadă și nimic. Pe taxul pe lăși, poți să le juri securistele, nu mă supără. Îi lasă o să-mi bag pula în băiețul ăla, care are tulpe în cap și să-i dau zborbozeala la toate femeile să o sugă. Ai înțeles? Să-i pup copilul în cur ca să cace, să dejer. Adică să nu mai e de crampe la stomac, să schimbe. Dacă îi bag pula în cur, știi cum să cacă dejer. Exact cum ar mânca pastole cu lapte în fiecare dimineață. Ai înțeles? Păgă-mea și pula în băiatul ei. Păi bă, Răiane, hai să ne înțelegem. Eu nu joc cu Munia din cauza lui Freddy sau a lui Marchizu sau a lui pula mea. Eu joc cu Munia din cauza la faptul că a fost dranță vis-a-vis de mine, Răiane. Ai înțeles? Deci să nu se mai facă legătura că un jur că un jură Freddy. Freddy o jură pentru ce a avut el de împărțit cu ea, eu un jur pentru ce am avut eu de împărțit cu ea, ai înțeles? Îi trag la muie, pentru că eu sunt dranță cu 60.000 de fețe și o jegoasă, o împuțită. Aia e. Care e o scârbă ordinară, stă numai pe internet și cu asta basta. Ia că mă, Gogule, băgam mea și pula morții tăi, care ai gustul lui căcatul lui Monia în gură. Ia că, bulangiule, tu, că aia să bese în gura ta, fătălăule. Da, bine, acum dacă e camera voastră și nu vreți să-mi jur, să jur de copii, are altceva. Dar eu îmi bag pula rasa aia și îmi tasul ăla gășit. N-am, mă, că mă sună de afară acum cineva, ia. Nu că mai știu câțiva ești, uite cum e ăsta, Bogdan 22, ăștia pe aici, ăștia sunt înjurați, le-a dat să înjure pe copii, pe familie, pe astea, ca să nu davărească la telefonul ăsta, ai înjurați?
E bine așa, zice, bă, dar pot acolo la șmecherie și nu știu cum să fac, bă, s-o chem pe asta, pe cum o cheamă, pe mama Omida o să o cheme, dar nu pe asta, pe aia originală, să-i facă niște fermece ceva originale ca să-l lase în pace, bă, să nu mai se țină de capul lui. Eu mă gândesc la treaba asta, vă rog, ce zici? Păi noi e aici, dar el nu vorbește, știi, dar vine cu Nicu aici, dar el nu stă acolo. El stă cu Nicu acolo, dar el stă numai aici și dacă vorbește la telefonul ăsta, imediat îi dă aia, uite, a vorbit ăla acolo. Oh, și el este legat de ea, nu știu, i-a făcut fermeci. Eu îi scriu un privat și îi spun, mai te rog frumos, vină puțin aici, că vreau să vorbesc cu tine, nu știu ce, la microfon. Și el o să vină. Și când el vorbește, tu o să-i dai roșu. Și eu atunci îți dau roșu ție și o să țip urât la tine. Dar mai terminăm pula mea și dar mai dă-te în alea și alea, știi? Dar serioasă așa, știi, ai înțeles? Exact. După ce zbier tu, intru și eu, iau și eu la înjurături, așa. Băi, lasă, dă-te în pula mea și Moni, la un moment dat eu zic, auzi, băi, Moni, nu se mai poate așa. Ia-i coada lui portofelul, dai afară bounce și să vină fraierul fără coadă, să-i spun bounce. Și îi spune-mi până, băi, de atunci, din clipa asta ești fratele nostru, ai coada aici și dă-l un slobos, că nu mai avem nici pe Jackson, nu mai avem pe nimeni. Uite, e nasul fără Jackson, că te plictisești, mai vedești tu un picior în gură cuiva, pula, nu mai au fugit toate slugile. Bă, eu v-am spus, dacă vin aici, o să fugă toate slugile astea nebune. Sunt mulți, uite că au fugit toți, nu mai vine nimeni. Fii atent, deci eu îți dau ție roșu și te înjur și nu știu ce și după aia îmi dai și tu mie roșu și zici, dar mai dă-te să în pula mea te bași pentru toți clavii și de-astea, știi? Și voi pe lobby îl înjur asta să portăm feri. Stai, gata, închidem discuția că vorbesc cu el în privat. Eu zic, să-ți dau la mie, să mă piși pe tine, fă, știi? Zic așa, ca să pară plauzibil. Și pe mine zic să mă cac pe Conan, ca să dau, da, da. Păi nu se poate, frate, să-i dau, să-i dea în continuu bonusul ăsta lui Bond. Îi dai odată, omule, îi dai de două ori. Îi dai de trei, dar mai dă-l un slobos și pe ăsta. Dă-te-mi pula mea că-ți dau la mine, bă, dă-te... N-a venit mult? N-a venit. Stai, mă, că n-a venit ăla, dă-te-mi slobos. Păi și când pula mea vine? Azi, deci cum încep? Nu e frumos, băi, frate, să-i se dea așa bonus în continuu, nu se poate așa, mă, frate, păi, dar de ce să-i dai bonus? Ia, asta e maciolo puțin, că vreau să vorbesc cu Bontu. Bontule, te rog frumos, spune și mie... Stai puțin. Deci mă auzi pe mine ce vrea să spun? Știi care e problema? Fii atent aici să spun ceva. În primul rând, eu n-am putut să intru două ore pe cameră, o oră jumate pe camera asta, da? Du-te, mă, morții, mă, tu băgamești! Bă, dar dă-te în pula mea de aici, eu chem și tu-i dau roșu, dar chiar așa ești! Băi, ai coada lui căcatul ăsta de portul! Bine, Ciolo, ok, lasă așa.